fără îndoială, unul din cei mai faimoși artiști români, unul de top. Are ceva special, nu doar pentru că a reușit să creeze câteva hituri veritabile, ci și pentru că are o personalitate puternică și o inteligență vie, remarcabilă. Are o relație de 12 ani și doi băieți cu un adevărat sex simbol al muzicii românești și asta fascinează publicul. Ei bine, doamnelor și domnilor, cine să fie oare în platou? Acum, Alex Velea, prieteni! Salutare tuturor, salut Mădălin! Mulțumesc salut. Că ai venit, am auzit mersi că... Mersi frumos de invitație! Stai bine pe... E adevărul, n-aș fi cântat piesa. Ce zice acolo? Acum am înțeles de ce Antonia, na, apropo de, de marcile alea, da. Da. De marcile alea. Dacă știam, venea în pantalon scurt. Și arăta, te întrebam din prima, da, da, cum stai? Ești un tip special. Și știi asta. Mersi frumos, apreciez complimentul. Nu ești... În general sunt un tip normal și îmi place să epatez atât, doar atât atunci când sunt pe scenă. În rest sunt... Ca artist. Exact, ca artist. Bine, sunt, am impresia că sunt artist atunci când performez arta asta, muzica și dansul, dar în rest sunt un om normal. Sunt Alexandru Velea, nu-s venit de la Creava și ceea ce fac mi se pare că e o meserie. Am plecat de copil în București. De jos, ți-ai asumat întotdeauna orice ține de tine. Deși ajuns să fie un clișeu povestea asta cu sărăcia, cu copilul care, în pauză. Copilul care vine din periferie și reușește în capitală. Știți că a devenit deja clișeică povestea asta și toată lumea o abordează. Dar vă dau cuvântul de onoare că este purul adevăr. M-am chinuit, până la urmă am avut... Care a fost cel mai greu moment al tău, totuși, din... Sunt singur la părinți și am fost cumva mămos, deși nu pare și lumea mă caracterizează ca un bad boy. Am fost mămos, obișnuit să primez mereu ajutorul părinților, cumva. Adică n-am fost ordonat, la capitolul ăsta mă refer, organizare... Nu știam să-mi fac să mănânc, eram foarte răsfățat cumva. Chiar dacă, repet, am trăit în condiții normale. Dar care a fost declicul tău? Pentru că povesteai la un moment dat că ai știut, ai făcut bani, dar nu se lipeau de tine. Păi că nu aveam, n-aveam educația asta financiară, nu știam ce să fac cu ei. Când relația aveam... cu Antonia te-a Da, 100% și apariția copiilor m-a făcut să fiu mai cerebral. Să înțeleg că trebuie să agonisim atunci bani, deja nu mai erau pentru noi. Și nu mai eram eu centrul universului sau nevasta mea sau Antonia, deveniseră și cei trei copii și trebuie să trebuie să le exact. Ne dorim foarte mult să avem o decență financiară, să putem să investim în educația lor. Și cum zice orice părinte, să le oferim ceea ce n-am avut noi. Trei copii. Deși până la urmă încercăm cumva să aprecieze și valoarea banului, să muncească, pentru că noi am muncit pentru treburile astea. Părinții noștri au încercat să ne dea și ne-au dat tot și sufletul din ei, doar că și noi a trebuit să muncim pentru niște lucruri pe care le-am dobândit cu destul de multă trudă. Cu siguranță. Care cele mai mari sacrificii pe care le-ai făcut? Păi și acum îmi privește treaba asta, privarea de intimitate, n-am intimitate, oriunde mă duc sunt vizat, adică mi-ar plăcea câteodată să mă duc să mănânc la un fast food simplu, mă duc în mall, dar dacă mănânc, apar 5 poze cu mine, cu mâncărurile, de asta, înțelegi? Trebuie să fiu atent la fiecare pas, mă rog. Corect. Până la urmă sunt un om normal, pot să greșesc, nu-mi pas atât de mult, știu să-mi cer iertare dacă am greșit. Asta odată, intimitatea și doi, lipsa timpului petrecut cu familia. Sau, hai, cu mine, deja m-am pus pe planul 3, mă interesează să stau cu Antonia și cu copiii mei. Ai vorbit, sau de, cu măcar ai cu vorbit mama. De cei trei copii. Da. Lucru foarte puternic. Da. Chiar dacă mai este din căsătoria precedentă a nevestimii, eu o consider ca fata mea. Sau dacă nu, vreau să fiu un dintre prietenii cei mai buni. Prietenul adult și pe ești? Care se poate baza. Dar consider că sunt tatăl de trei copii. Ești? Adică simți că ea te privește asta? Eu așa cred. Vreau să mă privească ca pe un prieten. Nu are tatăl. Nu e ca și cum. Asta înțeleg și Vincențiu e un tată bun. Doar că așa este situația de acum și îmi place să spun că am trei copii, nu vreau să elimin pe nimeni din combinația asta. Nici n-ai de ce. Sunteți o familie remarcabilă, aveți 12 ani împreună. Vreau să te întreb ceva. Da, la finalul anului 2012 am început relația. Mizez pe sinceritatea ta. Ți-a fost teamă de faptul că ea fiind un sex simbol s-ar putea să aibă și capricii sau să te lase sau să apară? E o întrebare foarte bună, dar mi-e simplu să-ți răspund. Noi înainte de asta... Și eu am fost căsătorit și a fost într-o relație. Noi ne știam de prin 2009-2010. Adică înainte de asta am fost amici. Am fost prieteni și cumva am apucat să ne cunoaștem. Nu e ca și cum deodată am intrat într-o relație amoroasă și am fost înainte prieteni și asta a contat cumva.
Te-a tentat bănesc întotdeauna, numai că... Nu m-a tentat, nu? Nu, nu, vă dau cuvântul, vă jur. Chiar dacă e atât de frumoasă, nu aș fi aderat la... Bine, sună prost, bun, da. Exact. Sau vreau să zic bunul al cuiva. Dacă într-o relație, nu, na, și eu țineam la relația mea pe vremea aia. A fost de notorietate, sigur. Da. Ai fost un tip întotdeauna deschis. Da, normal. Așa, și ai vorbit despre asta? Dar n-a contat treaba asta. Deci nu te-ai speriat, n-ai trăit cu teama că Antonia, cine știe ce... Nu, niciodată. Fiind foarte curtată, ar putea... Bine, e posibil să fie curtată și acum. Să fie tentată, sunt convins că și-o doresc o grămadă de bărbați, dar... Na. Ăsta e norocul meu, ce să zic. Dacă ar... Că e a mea. Dacă ar fi... Nu, e clar că ai calitățile tale, pentru că nu doar că a rămas cu tine. Bine, asta e boală grea, boala posesiei, să-ți dorești să-l acaparezi pe omul. Să ai un fetiș, da. Nu mi-am dorit asta niciodată și nu vreau să reprezint asta pentru ea. Ce crezi că vă caracterizează foarte bine ca, mă rog, cuplu? Loialitatea și comunicarea și o dragoste nemărginită, cred eu. Asta cu primele momente grele, ați fost în vreo cumpănă vreodată? Of, cumpănă... Păi la începutul relației, vă dați seama, am fost vânați de mass media, care încerca să amplifice orice chichiță, să intoxice exact relația. Știi ce zic? Ai fost... Am stat luni de zile pe prima pagina ziarelor. Da, exact. Și ai văzut că nu e tocmai simplu și te face să fii frustrat. Certuri, tensiune mai degrabă. Tensiune. Am știut să le manageriem într-un final și să trecem cu brio de treaba asta. Dumnezeu a fost lângă noi și de asta s-a concretizat tot amorul nostru în familia asta frumoasă. Este cu adevărat o familie frumoasă. Ați reușit să aveți nu doar doi copii, să rămâneți împreună, să performați. Da, mi-ar plăcea să performăm mai des împreună. De curând am fost... Dar nu prea aveți piese împreună. Pentru că n-am vrut să epatăm cu relația noastră. Noi așa avem ca plan de mult să facem și un album împreună. Ne-ar plăcea să plecăm într-un turneu împreună, dar am zis să lăsăm lucrurile așa să se întâmple de la sine și să nu facem bravadă, să nu facem... Știi, dar voi chiar aveți... De ce? Piesele pe care le-am făcut, eu am compus vreo două piese. Vorbește lumea așa. Și a mea. Da. Avem două sau trei piese împreună. Nu știu, așa... E timp pentru toate. Da, normal, 100%. Ai 40 de ani. Am 40 de ani. O vârstă fabuloasă. O vârstă fabuloasă pentru... Și tu ai 27, mulțumesc. Și am 27, dar ori... Da. Lasă că e bine. Așa. Da. E vârsta cea mai frumoasă a unui bărbat, după părerea mea. Noi ce să mai zicem acum? O bune, nu, e cea mai frumoasă vârstă. Păi eu... E vârsta maturității, bărbații sunt mai slow decât femeile, e un adevăr. Ce vorbeam noi mai devreme, se pare emoțional că acum sunt mai slow. 40 și 50 de acum sunt total diferiți de pe... Intri pe cea mai bună bucată a vârstei tale. Și eu sper să fie așa. Ce nu ți-a ieșit până acum, ce nu ți iese? Ce... Ok, ai wipe Antonia, vă înțelegeți. Păi Dumnezeu a fost bun cu mine și mi-a dat tot ce mi-am dorit eu. Nici n-aș ști să spun că îmi doresc altceva sau îmi doresc mult mai mult. Să am grijă de sănătatea maică-mii, a părinților noștri, de fapt. Uh-huh. Amândoi, dar am fost acum egoist, am vorbit doar de mama. Dar și de socul de aici. Și de soacra, de toți părinți. Pune-te bine cu ei. Sunt deja pus bine. E ceva ce te neîmplinește? Bine să mă îngrijesc. Asta, până la urmă, ține tot de Dumnezeu, nu ține de noi. Anul trecut l-am pierdut pe tata și pe mine m-a afectat treaba asta, da. Și pe mine și pe mama. Dumnezeu să aibă milă despre tine. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Asta e ciclul vieții, până la urmă. Cum ai fost lângă el atunci când s-a întâmplat? Am fost toată perioada, a suferit. Din păcate, adică diabetul e o boală grea și s-a chinuit. Da. Ultimii ani au fost foarte grea, am mers din spital în spital cu el, dar până la urmă Dumnezeu l-a luat sus. Nu mai contează. Eu am trăit momentul în care tatăl meu s-a dus și a fost cumplit. Păi la fel am fost și pentru noi, îți dai seama. 10 minute după ce am ajuns s-a întâmplat lucrul ăsta la el, acolo unde era. Da. Și, tata, din păcate, s-a stins fix de ziua maică-mii. Și da, a fost o poveste romantică, dramatică, așa, s-a terminat cu o dramă, tragic. Nu știu. Da, tragic. Părinții mei s-au căsătorit după 3 săptămâni și s-au iubit mult de tot. De asta am ieșit eu așa frumos. Ca să mă ia Antonia. Adică vreau să ieșim din folderul ăsta de tristețe. Da. Că nu are sens să cădem cu toiul cu melancolie și cu tristețe, că
Și așa e viața. Asta e viața. Da, dar până la urmă, da, asta e viața. Trebuie să ne acceptăm destinul. Consider că într-un loc mai bun, și nu spun treaba asta doar pentru mine, repet, ca să fiu egocentrist și să-mi fac mie un bine, ca să mă simt eu mai bine, să-mi treacă durerea. Să zic, da, e în rai acum, tata. Chiar cred că e în rai și merită acolo locul, pentru că a fost un om bun. Ți-e teamă de moarte? Nu mi-e teamă de moarte. Deloc. Consider că am făcut până acum tot ce era de făcut în viața asta. Am trăit cât alții în 10 vieți. 10 ani și în 10 vieți. Cel mai, nu știu, n-am apucat să vorbesc cu tine despre asta. Cel mai șocant gest pe care l-ai făcut față de tine. Adică, nu știu, în toată viața asta ai spus că ai trăit tenor. Șocant. Gestul cel mai rebel, cel mai ciudat, cel mai înțeles, pe care nu ți l-ai înțeles. Mi-am înțeles fiecare gest. Și dacă nu l-am înțeles, cu timpul am învățat să-l înțeleg și să trăiesc cu orice gest. N-am făcut... Sau un gest pe care îl regreți, de exemplu. Există așa. Nu regret absolut nimic. Consider că sunt suma tuturor faptelor pe care le-am săvârșit în viața asta. Cu bune și cu rele, trebuia să dau cu capul de pragul de sus atunci când am dat, trebuia să învăț una alta. Ai avut prietenii? Să pun în practică educația pe care au încercat ai mei cu desăvârșire să-mi o insufle, să-mi o dea mai departe, pentru că, deși, repet, am trăit simplu, părinții mei s-au chinuit ca eu să am o educație aleasă, să mă țin de școală. De unde vin eu, puteau să se întâmple multe lucruri rele.